dați-or, nu ne dați, ne dați-or, nu ne dați, ne dați, ne dați. Bună dimineața, moș ajun, ne dați-or, nu ne dați, ne dați-or, nu ne dați, ne dați, ne dați. Am venit și noi odată la un an cu sănătate, Domnul Sus să ne ajute la copii și la nuși multe. Bună dimineața, moș ajun, ne dați-or, nu ne dați, ne dați-or, nu ne dați, ne dați, ne dați. Bună dimineața, am venit și noi. Da. Bună dimineața. Hai, va fi mai bine. Știați că primele colinde au apărut 5 secole mai târziu de la nașterea lui Hristos. Forma inițială a acestora este întâlnită în Roma, acolo unde erau cunoscute și cântate în timpul festivalurilor sau în timpul unor procesiuni. Istoricii consideră că forma actuală de imnuri dedicate Crăciunului sau Paștelui s-a conturat în perioada contemporană. Inițial, colindele aveau un rol ritual de urare pentru fertilitate, rodire și belșug. Acest obicei era legat fie de începutul anului agrar, adică de venirea primăverii, fie de sfârșitul său, toamna, în perioada culegerii recoltei. Colindele erau folosite inclusiv pentru alungarea spiritelor rele și pentru a mijloci reîntâlnirea cu cei plecați pe drumul celălalt. Cuvântul colind provine din latinescul calendarii anuarii, denumire pe care o aveau sărbătorile păgâne din pregina anului nou. Atunci când se făceau urările de belșug pentru un nou an, tot atunci se împărțeau și darul celor care colindau, obiceiul fiind întâlnit și astăzi. După ce au căpătat o conotație biblică, colindele au fost... Hai că mult vorbești, suntem români din istorie, ascultă. Colindele, la noi, la români, sunt expresia Scripturii, sunt explicarea patristică a Dumnezeirii omului. Purtată prin viu grai, din dată în fiu, drept și adevărată, neștrivită cu nimic, purtată de vestitorii nașterii Fiului Hristos. Astăzi, colinda a căpătat mai degrabă caracterul așa numitelor cântece de stea. Obișnuitele Crăciun și bobotează, vizând în firul lor narrativ, biflaimul, irozii și subiecte creștine. Poporul român a păstrat un sens adânc al călătoriei spre Betleem, al magilor de la răsărit și al închinării păstorilor, transpunându-l într-unul dintre cele mai frumoase obiceiuri, acela al colindatului. În colindele românești deșifrăm sufletul lor bogat, sufletul lor tare și puternic, rezvăluindu-se în toate valorile istoriei, pe credința în Dumnezeu. De pe acest fond de colinde, din Muntenia, apoi din Moldova lui Ștefan cel Mare și Sfânt, din Transilvania și Banat, desprinde mărturii fără putere de tăgadă despre statornicia noastră, despre dreapta noastră credință și continuitatea noastră creștinească și românească. Cred că am discutat destul. Era colinde dur. Vorbind de asta... Iată vin colindători, florile dar pe noaptea pe la cântători, florile darbe, florile darbe. Și ei vin mereu, mereu, florile darbe și la tu pe Dumnezeu. Florile darbe, florile darbe. Dumnezeu adevărat, florile darbe, soare raze luminar, florile darbe. Iată vin colindători, florile darbe, noaptea pe la cântători, florile darbe, florile darbe, florile darbe. Deschide ușa creștine, deschide.
tot sfinții din prejur și așa le răspundeam. Vă aștept, colindător, să-mi cântați până în zor. Mese pline s-au întinse, păpridalve sunt aprinse, beți, mâncați, vă veseliți. Iar domnul acestor curți, el să fie bucuros cu a lui casă, cu a lui dalbă jupânească. Ne închinăm de sănătate, că mai bună decât toate. La fereastră